Echipa pregătită de Nicolae Dică vine după un rezultat de egalitate 1-1 înregistrat în runda precedentă pe propriul teren cu Flacăra Moreni și vrea să demonstreze că acest semieșec a fost doar un simplu accident. Nicolae Dică, tehnicianul liderului seriei a treia, își avertizează însă elevii că nu vor avea o misiune ușoară cu ilfovenii, care după 4 runde ocupă locul 8 în clasament cu 5 puncte. O să fie o deplasare foarte grea. Este un adversar cu care ne luptăm pentru promovarea în Liga a doua. Important este să venim cu un rezultat pozitiv. Piteștenii vor să meargă mai departe și în Cupa României, chiar dacă întâlnesc o echipă bună de Liga a doua, Chindia Târgoviște. Cupa pentru noi este un bonus. Tot ce s-a întâmplat până acum a fost un bonus. Până la meciul de cupă este meciul cu voluntari. Apoi mă voi gândi și la meciul de cupă, dar vom întâlni o echipă bună de Liga a doua, care anul trecut a fost aproape să promoveze în prima ligă, acum luptă pentru promovarea în prima ligă și vom pleca clar cu șansa a doua. Mai ales că pentru noi obiectivul principal este campionatul.